Directorul Societății Naționale a Lignitului Oltenia, Daniel Burlan, a avertizat toate ceturile care au datorii vechi către societate că le va falimenta. În această categorie se încadrează și Oata Motru, care are de dat către SNLO peste 67 de miliarde de lei vechi. Falimentul societății de termoficare ar lăsa sute de oameni fără locuri de muncă și un oraș întreg fără apă caldă și căldură. Deci falimentul Oata Motru ar însemna ca Motru să rămână fără condițiile minime de trai, adică energie termică și apă caldă de consum, asta însemnând vreo 6.000 și vreo 400 de apartamente, și ar însemna ca cei 170 de oameni care lucrează, 177 de oameni care lucrează în prezent la Oata Motru, să rămână fără locuri de muncă. Autoritățile locale din Motru speră că nu se va ajunge la această situație. Sigur, în ce privește Oata Motru, sarcina noastră a autorităților publice locale și, bineînțeles, în primul rând a conduce SC Oata, este de a găsi o cale amiabilă de rezolvare a acestei probleme. SC Oata este, la ora actuală, o instituție care asigură apa caldă și căldura pentru aproximativ 85, dacă nu aproape 90% din cetățenii municipiului Motru, și noi trebuie să o luăm ca o prioritate. Eu cred că se va ajunge la un numitor comun, se va discuta cu conducerea SNLO. La rândul său, Oata Motru are de recuperat datorii de peste 300 de miliarde de lei vechi de la beneficiari. Uzina de termoficare mai are de achitat datorii pe lângă cele către SNLO și către bugetul de stat în cuantum de peste 60 de miliarde de lei vechi, dar și către furnizorii de păcurină câteva miliarde.